Hristos a înviat. De câte ori auzim numele apostolului Toma, în mod eronat ne vine în minte expresia Toma, necredinciosul. Să fie oare așa? Ce spun Evangheliile despre credința lui Toma? Ce înseamnă până la urmă să fii credincios? Evangheliile după Matei, Marcu și Luca îl menționează cu numele. În Evanghelia după Ioan are un rol aparte. Toma apare aici, în cel puțin două momente, ca o voce a nelămuririi, ca unul care are nevoie de explicații. Atunci când Mântuitorul le spune că va merge la Tatăl să pregătească loc și iarăși se va întoarce să ia ucenicii la el, Toma i-a spus: Doamne, nu știm unde te duci și cum putem ști calea? Întrebarea lui Toma generează acel răspuns celebru: Eu sunt calea, adevărul și viața. Altădată, și acesta este momentul comemorat în Duminica Tomii, spune ferm: Nu voi crede dacă nu voi vedea semnul cuilor în mâinile lui și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui. La prima vedere, Toma exprimă vocea scepticismului. Enigmatic, totuși. Pentru că atunci când ucenicii sugerează Mântuitorului să nu meargă în Iudeea pentru că este în pericol de moarte, Toma este singurul apostol care dă voce curajului și credinței. Să mergem și noi și să murim cu el, a zis el. Mai mult, cea mai frumoasă mărturisire și recunoaștere a adevăratei naturi a lui Hristos este formulată de Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. S-a încredințat, a văzut, a înțeles. Mai fericiți suntem noi, spune Mântuitorul, cei care peste 2000 de ani mărturisim și credem ceea ce Toma a văzut. Toma nu cere decât acea demonstrație pe care Mântuitorul, fără să îi se fi cerut, o face apostolilor cu o săptămână înainte. Încredințarea aproape viscerală lui Toma arată că Mântuitorul a venit în trup, a înviat cu trupul și nu într-un sens spiritual. Necredința lui Toma, spune Sfântul Grigorie cel Mare, ne este mai de folos decât credința celorlalți apostoli, pentru că prin atingerea prin care este adus Toma la credință, ne confirmă și nouă credința. Deși a văzut trupul, a mărturisit dumnezeirea pe care nu o vedea. A crezut pentru că a văzut. La fel s-a întâmplat și cu Ioan Botezătorul, cu martorul împungerii cu sulița în coastă, cu Maria Magdalena, cu evanghelistul Ioan și chiar cu un întreg număr apostolilor. Credința în Hristos nu presupune anularea înțelegerii. Nu suntem chemați să credem fără să pricepem, ci dimpotrivă. Sfântul Apostol Toma ne-a lăsat moștenire nu necredința, ci credința sa: Domnul meu și Dumnezeul meu. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Avem privilegiul și bucuria și plăcerea de a avea iarăși în mijlocul nostru pe Părintele Diacon Alexandru Mihailă, specialist biblic și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Părinte, ne bucurăm că sunteți iarăși alături de noi. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Adevărat înviat! În această emisiune aș dori să discutăm despre credință. Despre credință și necredință în același timp, pentru că suntem încă sub lumina acestui mare praznic al Învierii, care este un eveniment central al creștinismului și care este, de fapt, mărturia centrală a fiecărui creștin în parte. Și suntem chemați să o dăm și suntem chemați să mărturisim această credință. Mântuitorul s-a născut în sânul poporului evreu și a întrupat și a împlinit profeții și descoperiri care au fost făcute poporului evreu, dar într-un anumit sens a făcut-o într-un mod aparte. Era posibil această concepție a unui Mesia care moare și înviază deopotrivă? Puteau evreii gândi acest concept al învierii? Există în Vechiul Testament, care, interesant, el este Biblia primilor creștini. Da. Vechiul Testament este Biblia Mântuitorului. Nu? Când citează din Scripturi și face acest lucru, chiar în mici dispute, să spunem așa, citează din Vechiul Testament ca Biblia, abia apoi apare Noul Testament. Există concepția de înviere. E adevărat că ea apare în texte mai târzii și mărturia unei învieri de apoi este abia din secolul II atestată la Daniel. Dar există ideea de înviere. E adevărat, acum, dacă Mesia care pătimește va și învia, e de discutat.
în capitolul 53 din Isaia, după ce se vorbește despre pătimiri, este însă interesant că profetul încheie acel capitol spunând că respectivul personaj mesianic își va vedea rodul faptelor sale, că își va lungi viața. Cum s-o faci dacă în mod clar vorbește de moarte? Spune că mormântul lui a fost pus alături de cei ticăloși și așa mai departe. Deci vorbește de mormânt, vorbește de încetarea vieții. Aș spune că nu este explicit prezentă, dar este implicit prin faptul că se sugerează în acest text, de exemplu din Isaia, că Mesia pătimitor își va lungi viața, își va vedea rodul ostenelilor sale. Dar totuși, ce înseamnă să crezi în înviere? Ce înseamnă pentru mintea ebraică conceptul de credință? Ce înseamnă pentru mintea grecească, nu? Care era de fapt mediul cultural pe care avea să-l cucerească ulterior creștinismul. Există cumva diferențe? Ce înseamnă pentru un evreu să fii credincios? Există o diferență despre care unii vorbesc că se extinde la multe alte concepte, și anume că spiritul semit gândește concret, pe când spiritul grecesc este speculativ și discută mai mult de elemente teoretice. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, dar aș vrea puțin să-l explic. De exemplu, termenul de credință în ebraică trimite mai mult către concretețea realității, că ceva e adevărat. Și vă dau un exemplu. La sfârșitul capitolului 3 din 1 Regi, după ce se vorbește despre începutul profetului Samuel, spune că el, prin ce a făcut, a fost crezut, ar fi la prima vedere tradus termenul, în Israel. Nu e vorba că a fost crezut ca profet, ci a fost întărit, a fost fixat, să spunem așa. Deci iată că rădăcina ebraică are în primul rând sensul de realitate, de ceva care este întărit și iei act ca atare. Mai mult înspre încredințare. Înspre încredințare. Credință. Ai senzația de multe ori că, poate în zona greacă, credința trimite către atașament teoretic. Însă eu nu sunt total de acord cu acest lucru, pentru că mie mi se pare și pistis vine de la peithomai, care înseamnă a se încredința. Deci și în spațiul grecesc există ideea că nu e vorba numai de o credință ca atașament teoretic, ci și aici e vorba de o încredințare. Dar a spune într-adevăr că în Vechiul Testament lipsește puțin ideea de credință așa cum este în Noul Testament. Nu, în Noul Testament se spune că ai credință în Dumnezeu, ai credință în Hristos. În Vechiul Testament nu avem această imagine, ci mai degrabă de o realitate care este nu acceptată, ci care se impune, să spunem așa. Și eu de asta aș crede că în cazul lui Toma nu e vorba de necredință. Noi obișnuim să spunem Toma necredinciosul. Da, pe nedrept. Pe nedrept, ci e vorba mai degrabă de încredințarea, realitatea pe care el o vede și care nu-l transformă din necredincios în credincios, ci de om care nu înțelegea într-unul care înțelege pentru că a văzut și a simțit. Mai ales că este singurul apostol care, înțelegând că Mântuitorul merge în Ierusalim spre pătimire, este cel care spune: atunci să mergem și noi și să murim cu el. Da. Nu? Adică un apostol absolut fidel și curajos. Da. Și care își încheie mărturisirea, cel puțin așa cum o redă Ioan în capitolul 20, zice: Domnul meu și Dumnezeul meu. E un lucru important, pentru că, de exemplu, pentru un evreu putea să fie mărturisirea Domnul meu, în sensul în care Hristos este recunoscut ca Mesia, ca Domn, dar nu neapărat Dumnezeu. Un Mesia nu înseamnă în mentalul iudaic că este Dumnezeu. Mesia nu era Dumnezeu. Faptul că el spune Domnul meu și Dumnezeul meu arată o încredințare deplină și o înțelegere a realității dumnezeirii lui Hristos. Este mai mult decât o încredințare, aș spune. Mărturie. Vede
vede pe Mântuitorul înviat și realizează natura sa divină, care completează astfel, de fapt, înțelesul mesianic, care încă l-aveau apostolii și l-au până în momentul înălțării, nu? Chiar înainte să se înalțe Mântuitorul, este întrebat, dar vei veni înapoi să instaureze împărăția lui lui cu Israel. Aș mai spune, pe de altă parte, nu cred că ar trebui nici să abandonăm ideea că e și o necredință amestecată cu credință. Și acest lucru este tipic omului care se vede în interior, îl recunoaște pe Hristos și m-aș include și pe mine aici, de ce nu? Dar care își dă seama că pe lângă credință este și o doză de necredință. Și m-aș lega de acel verset spus de un neevreu care își aduce copilul să fie vindecat de Mântuitorul și spune: cred, Doamne, ajută necredinței mele. E paradoxal spus, dar e foarte bine prezentat. Pentru că aducându-l înseamnă că avea credință, nu e necredincios. Dar atâta timp cât ești lipsit de experiență, așa cum a avut Toma, de exemplu, credința ta e în permanență amestecată cu necredință. Nu e un lucru rău, e firesc, pentru că nu ai o bază. E ca și cum plutești pe apă. Ai o credință amestecată cu necredință. Singura care îți dă mărturia este experierea ca atare a realității, pe care Toma, de exemplu, a avut-o. Da. În același timp, cum spuneți, tocmai pentru acest fapt, credința este, reprezintă, de fapt, o tensiune. Da, exact. Ea, nu mai poți vorbi de credință atunci când ea este epuizată de evidențe. Da. Nu, atunci ești cumva încredințat. Dar totuși, în Noul Testament, observăm faptul că această fidelitate și această încredințare de faptul real al învierii și faptul real al instaurării împărăției lui Dumnezeu, ni se spune că această credință este mântuitoare. Această credință nu este doar un atașament teoretic față de o sumă de principii etice, ci această credință schimbă radical viața omului și te plasează într-un nou tip de umanitate început de Hristos. Riscul este să înțelegi cu minte modernă acest concept, este să crezi că e vorba, să crezi că e vorba doar de atașament teoretic la un concept. Dar nu e vorba de așa ceva. Mentalul biblic împletește în permanență, chiar și când vorbim, știu eu, de amintire. Amintirea nu e o simplă amintire. Amintirea este o pomenire a respectivului și a face ceva pentru asta. Dumnezeu își amintește de Noe. Nu doar își amintește, ci îl salvează. Din acest punct de vedere, nu e de conceput biblic, mi se pare mie, să crezi că e vorba de credință ca simplu act mental. În Galateni se vorbește de credința lucrătoare în iubire. Deci credința este una energică, nu e doar un atașament la la o sumă de teorii sau de adevăruri. Da, cred că lucrurile stau așa. E o credință care înseamnă răspuns din partea ta, un răspuns activ. Și nu înseamnă doar să accepti adevărurile respective, ci să le mănânci, ți le asumi și să acționezi ca atare. Da, și răsplata este, fără îndoială, una aparte, că spune Mântuitorul: cel ce ascultă poruncile mele și crede în cel ce m-a trimis, nici măcar nu va mai veni la judecată, ci s-a mutat din moarte la viață. Da. La ce se referă această credință în cel ce l-a trimis? Bun, e vorba de credința în Dumnezeu Tatăl, credința în activitatea Mântuitorului, adică a nu considera că Mântuitorul și-a asumat el misiunea hristică. M-aș lega, dacă vreți, și de faptul că a crede nu este pus în tensiune în mentalul nou testamentar cu fapta. De multe ori, și în special teologii, știu, luterani sau protestanți, discută, văd Evanghelia și legea, o văd în tensiune și, sigur, traducând asta în tensiunea dintre credință și fapte.
Dar dacă citim acolo, vedem că nu este între credință și fapte, ci e tensiunea între credință și faptele legii. Deci e altă mâncare de pește. Credința nu e opusă faptelor. Nu înseamnă că, având credință, faptele sunt pe planul 2. E o credință lucrătoare. Cam asta ar fi ideea. Da, e un aspect foarte important că de obicei se citează întotdeauna în polemicile simple, arătându-se că de fapt noi punem accentul pe fapte, ca și cum ar fi faptele legii, dar aveți dreptate, de fapt este vorba de necesitatea sau nu a respectării cerințelor legii Vechiului Testament. Da. Ori e mântuit. Sfântul Apostol Pavel, de fapt, creionează teologia aceasta a credinței. Și o definește în acest registru al cumva al unei credințe care este, cum spuneți, cu neputință de neexprimat. Da. Dar care este modul în care, păstrând credința aceasta până la sfârșitul vieții, de fapt ce se întâmplă cu creștinul, cum renaște el din credința lui și până la urmă de ce este membru al împărăției lui Dumnezeu și de ce câștigă împărăția? Că de fapt miza mare este că intrarea în împărăție este condiționată de credința aceasta. Putem să luăm exemplul lui Avram, pentru că însuși Sfântul Apostol Pavel îl oferă în Romani și spune că a crezut Avram și i s-a socotit această credință ca dreptate. Ori dreptate, ce înseamnă dreptate în Vechiul Testament? Dreptate înseamnă multe lucruri. Și aș lega în mod evident de ideea de a fi drept. Omul drept. Deci asta înseamnă credința este cea care te face drept. Omul e drept pentru că în spate a avut credință. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel citează din Avacum și spune dreptul prin credință va fi viu. Din punctul meu de vedere este total exclus o înțelegere a credinței din perspectiva aceasta teoretică, atașament față de o idee. Pentru că e o credință care te face viu în sensul că tu până această credință ajungi să duci o viață dreaptă. Ori aduci o viață dreaptă înseamnă nu doar a fi partizanul unei idei, ci înseamnă a trăi, a avea o conduită ca a ta, o politeia, o petrecere, cum se traduce la noi, o petrecere de tipul sfinților. Ce se întâmplă totuși cu necredința? Ce se întâmplă cu necredincioșii? E un alt subiect. Mi se pare unul mai delicat. Depinde ce înseamnă să fii necredincios. Poți să fii necredincios în sensul că negi evidențele sau poți există, zic eu, și o parte pozitivă a necredinciosului, adică de tipul Toma. Toma nu e un necredincios negativ, ci este cel care are nevoie de încredințare. Și lucrul ăsta cred eu că e pozitiv. Adică înseamnă să fii necredincios în sensul să-ți asumi că credința este o, hai să spun așa, un pariu, un risc. Și că ideea de credință este amestecată, așa cum am mai vorbit, este asociată și cu ideea de necredință. E nevoia de a vedea ca suport ultim realitatea lucrului. Nu simpla încredințare de ceva, ci realitatea lucrurilor. Și cred eu că, deci, că acest tip de necredință este una pozitivă. Să dorești realitatea, nu simpla încredințare pe vorbele cuiva sau pe ceea ce ai citit sau pe ceea ce ai deduce, ci încredințarea lucrului în sine. Ăsta cred eu că este un aspect pozitiv al credinței. Aspectul negativ este acelui căruia îi se oferă șansa realității și el o respinge. Ăsta cred eu că este necredinciosul care își irosește șansa. Și acesta este răzvrătitul sau păcătosul. Aș avea însă mare înțelegere pentru cel care e necredincios, în ghilimele, de tipul Toma. Cel care are nevoie de realitatea lucrului și nu doar de... Mai ales că tocmai această nevoie a sa de a căuta să înțeleagă ce s-a întâmplat și să încredințeze de o realitate aduce una dintre cele mai frumoase mărturisiri ale Noului Testament, când spune, după cum ați amintit și dumneavoastră,
Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică, totuși, el a căutat un trup înviat în care, nu, pe care nu-l văzuse și nu vroia să creadă pe ceilalți apostoli, dar odată ce se încredințează de realitatea acestui trup care a înviat, își dă seama că dincolo de trupul înviat stă, de fapt, natura Dumnezeirii Mântuitorului. Există însă și o limită aici pe care ne-o dă Mântuitorul. Să nu fii cârcotaș, adică să nu... neavând încă realitatea lucrului, să tinzi să pui totul la îndoială, să pui semne de întrebare la lucrurile pe care le vezi și nu le înțelegi foarte bine. Și asta Mântuitorul spune, fericiți totuși cei care n-au văzut și au crezut. Adică îi fericește pe cei care, neavând experiența, se încred, teoretic, e adevărat, dar se încred în lucrurile respective. Este, dacă vreți, un fel de erminie a încrederii și nu a neîncrederii. De multe ori trebuie să recunosc asta, în domeniul studiilor biblice se practică o ermeneutică a neîncrederii. Pui sub semnul îndoielii, critici sau... Și cred eu că ar trebui poate văzută partea cealaltă. Mai ales că Mântuitorul o fericește. Fericește și este cu atât mai nedrept cu cât în perioada comunistă a apărut această expresie fără niciun fundament, crede și nu cerceta, tot în legătură cu Sfântul Apostol Toma, cumva, este lectura absolut greșită și eronată, nu scrie nicăieri, crede și nu cerceta, din potrivă, Toma necredinciosul, el cercetează ca să creadă. Da. Și chiar despre scripturi, Mântuitorul spune, cercetați scripturile, care, atenție, nu e un imperativ, ci este, voi cercetați scripturile și totuși ele mărturisesc despre mine. Dar până asta se încurajează cercetarea. Cercetarea în sine nu e ceva negativ, cercetarea scripturii. Dar cred eu că e bună poate această nuanță să cercetezi din perspectiva încrederii și nu a spiritului cârcotaș. Da, să cauți, nu să deconstruiești. Da, da, da. De dragul deconstrucției. Emisiunea noastră, din nefericire, trebuie să se sfârșească aici. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit și vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați învățat astăzi. Mulțumesc. Stimați telespectatori, vă dorim în continuare o seară cât mai plăcută. Hristos a înviat!